Deci, lecția de astăzi zic eu că am încercat cel puțin, sper să și reușim, să fie puțin mai diferită, da? Și vorbim despre calculul de variante, adică mai precis mutările candidat. Poziția aceasta este luată dintr-o partidă de-a lui Magnus Carlsen, recentul încheiat turneu de la Qatar, din Qatar. Qatar? Da. Statul Qatar, cine așa, Magnus Carlsen și juca cu un indian. Adevărul e că în concursul ăsta, care a fost un open, Magnus Carlsen n-a mers bine deloc. Din 9 runde a avut 5 victorii, 2 remize, dar și 2 înfrângeri. A pierdut efectiv. Dacă vrei să vezi partidele, eventual te uiți pe YouTube, că le-am comentat cu Sofia acum. Adică eu le-am arătat lui Sofia. Partida asta este din runda a treia, după ce în runda a doua a pierduse. Știi care e culmea? Acest turneu care a fost open, adică oricine putea să participe, chiar dacă avea un elo mai mic, a avut o groază de indieni. Și din 9 runde, Magnus Carlsen a jucat din 9 indieni, a jucat din 9 runde, a jucat cu 7 indieni. Adică ceva foarte deosebit. Și acum, asta e din runda a Și a treia, pierdut cu unii. nu a pierdut decât cu unul singur. Cu unul a făcut remiză, cu doi a făcut remiză, da? Deci cu doi a făcut remiză, la unul a pierdut, celălalt care l-a bătut nu era indian, era din ceilalți doi. Bun, ăsta e tot un indian în runda a treia, după ce luase bătaie în runda a doua de la, nu de la un indian, luase bătaie de la unul tot așa, cu 2512, deci el are 2839 și fiind open, era un mare maestru și ala care l-a bătut, dar foarte tânăr, 2000 l-a luat pe sus și a luat bătaie. Ăsta este tot un mare maestru care nici ăsta n-are un elo nemaipomenit. Mutaia Hal, 2470. Să știi că acest elo spune foarte mult de diferența de valoare. Deci, practic, sunt aproape 400 de puncte diferență între Magnus Carlsen și acest Mutaia Halah, sau cum îl cheamă. Și Magnus Carlsen este la mutare în această poziție și fiind cu albul, se gândește dacă să bată acest pion de la B6 care este neapărat. Dar ce vede el? Deci, prima întrebare pentru tine, poți să-l bați? De ce? Pentru că joacă pionul de 4. 4. Foarte bine. Și te-a prins pe o legătură foarte, foarte. Nu poți să bați că ți-au dama degeaba. Asta Da. fiind legat. Și ești pierdut aici. Da. De aceea, întâi Magnus Carlsen, înainte de a bate acel chipul, de a încerca să bate acel pion, îi joacă întâi G5 aici. Și indianul joacă damă de 6 și acum a doua întrebare pentru tine. Poți să-l bat la B6? Să bat la... Din nou, acum se pune întrebarea pentru Magnus Carlsen dacă poate bate acel pion. Încă o dată, poziția a început cu egalitate. Da? Dar Magnus Carlsen normal că vrea să bată, pentru că deși câștigase în prima rundă, în runda a doua luase bătaie. Întrebare pentru tine, poți să joci acum dama ia pe B6? De ce? Pentru că Pentru joacă că... tot de 4, nu? Da. A bătut. Bătut? Deci fii atent aici ce vede. Deci, vezi, asta înseamnă calculul și diferența între noi și ei. Și, Doamne, de unde e? Da, mă rog.
Deci, hai, lasă-l că nu te vede. Deci, încă o dată, a bătut. Dar te gândești, bine, bine, dar tot de patru joc. Și doamne, iartă, m-a menis nebunia pe F3 cu șac, îți iau și dama și ăsta se duce. A treia întrebare pentru tine. Ce joacă albul aici? Am asta la dispoziție și nu pot. Uite ce gândesc Magnus Carlsen, ce joacă rege pe 1. Pentru că la rândul lui nebunul ăla e legat. Înțelegi? Da. Deci nu pot să bat calul. Aici nu pot să-ți dau șah, da? Că ți iau cu damă, da? Dar poziția tot egală. E foarte interesant, fii atent aici, dacă cumva joci rege G1, asta e capă. Deci unica mutare de a încerca să joci la câștig cu albul este rege pe 1. Pentru că după rege G1, ăsta împinge. Și acum când îi dai șah, și ți-am scos damă. Dar chestia e, de aia trebuie să fie regele la pe 1, ca pe urmă să intri în pătratul lui. Da? Ne. Deci aici, efectiv, după rege pe 1, dacă împingi, mica marea diferență este că după șah trebuie să bagi. Ți l-am prins. Da? E câștigat Magnus Carlsen aici? Nu. Nu. Dar ce joacă... Ăsta, cum îi spune, îl joacă foarte bine rege G8. Pe ideea următoare. Trebuie să bați, nu? Dama ia pe D4, da? Și în acest moment zici, cum n-ai bat să nu te bat eu cu albul, pentru că am deja doi pioni în plus. Adevărul însă aici este că negru are la dispoziție o mutare de remiză, mai precis acest dama e 7. Se-l atacă pe puful și l-ai și pe puful. Deci, practic, tu degeaba ai doi pioni în plus aici, pentru că unul îl vei da înapoi. Da? Și să zicem că joci dama e 5, după dama de 7 e uite. Și ai în continuare și calul ăsta, da? Să zicem cal de 4, ca să acoperi coloana D, dama H3 șah, și după dama C3 nu mai poți câștiga finalul ăsta. Calea pe C6. Deși ai echipurile un pion în plus, eu am tot timpul la dispoziție șahul etern. În partidă însă săracul negru greșește aici. Dar vezi, care e marea? Deci joacă dama E6. Și zici, pe bine, bine, dar care e marea diferență? Că în loc să ți-l atac pe ăsta, deci cu dama E7, eu vreau să ți-l iau pe ăsta după ce muscal. Cu dama E6, eu ți-l voi lua pe ăsta. Dar care e marea diferență? Pentru că aici, nemai fiind acest pion atacat, deci în varianta anterioară, cu dama E7, după dama D4, dama E7, tu nu poți să muți calul, da? Da. Dar la dama E6 poți să-ți mut calul. Cal E5. Într-adevăr, îl dau pe ăsta cu șah, dama ia pe H3, rege E1, dama H1, rege D2 și aici poziția ta este groaznică. Cu negru. Nebun F3, o încercare disperată să aibă contra șanse pe aici. Ce ai jucat cu albul aici? Pentru că încă o dată, dacă faci schimb de cal pe nebun, în poziția e remisă. Calea pe F3, dama ia pe F3. Ai pionul din P3 înapoi, ți-l iau. Și totuși e rege și dama și 4, pion contra rege, dama și 3, pion, dar n-ai cum să-l bați. Tu trebuie neapărat să-i subliniezi slăbiciunea acestui rege. Fii atent ce joacă Magnus, ca să puțin îmi pasă mie că mă iei la șahul prin spate.
Dacă vrei să schimbi tu dama, schimbă. Cal de 7. Cu amenințare, cal pe 6. Câmpurile negre în preajma regelui negru sunt foarte slăbite. Dama de 1, rege 3, dama ia pe B3, tot cu șah, da? Rege pe 4 și nu mai ai mutări. Nu mai ai șahul, mai precis. Câmpul B8 este păzit de cal. Nebun C6 și acum vreau să identifici matul foarte, foarte rapid din partea lui Magnus Carlsen. Ce muta cu alb? Deci, cal F6. Cal F6, corect, șah, rege G7. Deci, încă o dată, rege G7. Cal H5. Foarte bine. Deci aici nu te poți duce sau aici că ești mat la G7, da? Da. Ajungem la momentul culminant al acestei partide și acestei poziții, rege pe 8. Dama de 8. Dama de 8. A. O greșiști. Îți dă de seama, nu? Nebune 8. Da. Nu, întâi îi dă șahul la D6. Ca să nu mai aibă nebun de 8. Nebune 8. Înțeleg? Da. Deci dama de 6 n-ai decât aici, aici, că dacă vii aici ești mat într-o mutare, nu? Sau aici. Mate. Deci n-ai decât aici, dar cum ai dă dama de 8? Nu mai ai niciun nebun aut, da? Rege H7, cal F6, șah, rege G7 și dama de 8. Mate. Da. Deci, încă o dată, ca să înțelegem cât de departe au ajuns, în practic asta este o subtilitate aici și o scăpare din calcul care, în care negru face o mutare foarte evidentă, dar e greșită. Deci, în loc să joace dama E7 aici, a jucat dama E6. El trebuia să joace încă o dată dama E7. Da. Deci ai cal în priză, ai pion în priză care este apărat de cal. Deci dacă muți, să zicem ce să muți, damă pe 4, nebunea pe F3, damă pe 3, damă G5. Bun. Tot o poziție de-a lui Magnus Carlsen. Hai să-ți o exemplific eu și... Deci aici, asta este de la Olimpiada din 2016, de la Baku. Juca cu Exam Gaia Magami. Da? Mi se limbă plimba în gură. Da? Exam Gaia Magami. Magami, da. Deci, Magnus Carlsen are aici o piesă ușoară în plus, da? Un K. Da. Dar totuși, dacă stai să te uiți și nu merg pe ăștia cum trebuie așa, ăștia trei fac cât unul. Deci aici avem un singur pion. 2, 3. Și negru are 6. Deci chipurile negru are 3 pioni pe figura aia ușoară. Și negru, fiind și la mutare, joacă nebun B5. Acum, deci încă o dată, structura de pioane al Magnus Carlsen este groasnică. Deci, Magnus Carlsen are 2 turnuri și 2 cai. Negru Magami are 2 turnuri și nebun, dar are 3 pioni în plus. Și vreau să-mi identifici aici, încă o dată, cele două mutări candidat pe care le poți avea, le iei în considerare fiind cu albul. Pentru că acest nebun E5 îmi atacă mie un cal care într-un fel e și legat. Nu? Bun. Ia gândește-te ce muta cu negru. Pentru că n-ai decât două mutări. Una pasivă și una activă. Și cu ocazia asta vedem și ce înseamnă să cauți tot timpul mutări active, evident, care să fie într-adevăr bazate pe calcul. I-am dat drumul? Înregistrare? Da, i-am dat drumul. Tot timpul uit. De
Deci cu negru să se apere. Nu, albul e la mutare. A, alb. Magnus Carlsen e la mutare. Deci negru mi-a jucat nebun pe 5 și mi-a atacat acel cal de la C4 care culmea mai a ieșit legat. Deci mi-a făcut două bătăi pe el. Da. Continuarea pasivă care ar fi aici? Pasivă? Da, să mai aper calul odată să scap de legătură. Cred că am găsit-o pe activă. Ia zi-o. A4. Păi zba calul cu nebunul. A. Deci cu odată am două bătăi pe ăsta. Bibi, am nebun și tur. Tu n-ai decât o apărare. Turna pe 4? Ai continuarea pasivă. Tur pe 4. Îl mai apăr o dată. Am și scăpat chipurile de, într-un fel de legare, dar numai într-un fel. De ce? Pentru că acum calul ăsta rămâne invers legat. Nu? De. Când joc tur pe 4, nu se mai apără turnurile unul pe altul. Deci ăsta tot legat ar rămâne. Deci joci tur pe 4 și după turnul din ghiob la de 8, când pui poziția asta pe calculator, zice că negru stă excelent. Adică n-are cum să pierd. Găsește continuare activă. Și în speță gândește-te și calculează un pic, pentru că aici nu sunt mai mult piețele pe tablă, calculează un pic turnea pe F7 cu șah. Turnea pe F7? Da. Deci hai să facem împreună, fără să... Turnea pe F7, șah, ești forțat să bați, nu? Că orice rege, de, rege 8, cal de 6, deci rege F7, cal de 6, șah, nu? Da. Rege înapoi, ce bate? Nebunul sau turnul? Turnul. Turnul, cu ce? Cu calul. Foarte bine, cu șah, da? Da. Rege de 7, da? Da. Ce joci? Că ăsta din nou e atacat de două ori. Calul va fi atacat și de turn și de rege. Deci gata. Turn pe 7 rege, pe 7 cal, de 6 rege, 7 cal, ce 8 rege, de 7. Poți să-ți o imaginezi până acum sau o punem pe tablă? Poți. Poți, bun. Deci am cal la C8 și ești la mutare. E atacat de regele din D7 și de turnul din G8. Cal de 5? Păi nu, că e pe C8. Adică celălalt cal? Păi și când ți-l iau? Cu pionul. Cu pionul din E6. Da. Nu, dar de ce nu ușești calia pe A7? A, da. Deci nu numai că e un pion, e atat și nebunul din pe 5 și scap de atac. Deci hai să facem până aici. Deci turnea pe F7. Uite așa, ne dăm seama cum gândește Magnus Carlsen. Rege F7, cal de 6, rege 7, cal C8, rege de 7, cal A7. Ți-am luat doi pioni. Da. Nu? Da. Da, dar asta nu ce dă. E joacă nebuna 4. Pe ce? Care este amenințarea negrului aici după acest nebun apar? Turn A8. Exact, să pună lăbuța pe acel cal. Da. Pentru că am atât B5 cât și C6 sunt câmpuri controlate de către mine cu negru. Ce joci cu albul? Albul face o mutare aici și negru cedează. Cal de 3 și după această mutare el cedează pentru că efectiv nu mai poate să pună laba pe acest
adevărat, da? Nebunul din A4, de genul. Pentru că n-ai altceva. Calcie 5 vine uluitor de bine. Da? Ia stai așa să ne uităm. Hai să zicem că a jucat... B6. Da, tot îți joc cal B2. Și te scot de pe această diagonală. Da? Da. Bun. Deci, efectiv, aici, după turna 8, iar după turna 8, încă o dată, cal C5, rege de 6 sau 1. La ce loc era mai mișcat să-l dau concursul acesta? Ăsta de la Qatar? Da. A ieșit pe locul 13 din 160. Normal zici, mamă, și-am făcut 6 puncte din nou. Într-adevăr, tot e ceva nemaipomenit, pentru că de ce curată a avut 5 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri. Asta înseamnă plus 3, nu? 5 victorii minus 2 înfrângeri. Plus 3. Cu 6 din 9, de multe ori poți și câștiga un astfel de, un astfel de open cu, de 9 runde. Dar aici... Cine a luat locul, Ana? Scuze-mă. A fost doi jucători care au făcut 7 puncte și pentru a se decide locul întâi au trebuit să joace două meciuri de două partide de partajare. Partidele a fost de șah clasic, deci cu timp foarte mult de gândire, de partajare însă s-a făcut cu două partide de șah rapid. Unul dintre cei doi a fost Nodirbek Abdusaturov. Este imposibil să nu știi, este unul. De fapt, amândoi sunt din tânăra generație, foarte puternici, mari ăștia maestri. Practic e schimbul, cum s-ar spune, dar asta nu se mai joacă, da? Da. Cal C3 am un cal în plus. Dar nu l-a câștigat Abdusaturov, l-a câștigat ălaltul, nu știu cum ne va chema cu U. E puțin, mai puțin cunoscut. Abdusaturov este foarte cunoscut una la mână pentru că a fost campion mondial la Blitz. Nu, la șah rapid. Da. Acum 2 ani. Nu mai este acum. Dar a luat odată titlul mondial la șah rapid. Este peste 2700. Tot ce trece ca elo între marii maestri, deci tot ce trece ca elo peste 2700, e așa zisa spumă a marilor maestri. Intri foarte greu în acel club, foarte select. Nu sunt nici 40 de oameni în lume care au peste 2700. Magnus Carlsen e singurul care are peste 2800, dar să știi că a scăzut. Ia chiar, vrei să ne uităm un pic? Ia stai să ne uităm un pic. Sunt tare curios cât a scăzut Magnus Carlsen, pentru că pe rezultatul din Qatar pentru el a fost unul practic dezastruos. Vorbesc serios. De 2000 euro. Care 2700 fix. Nu, tot peste 2800. Da. Nu, pe el, oricum a fost pe plus, da. Ia uite, 2827 de la 2839 i-au scăzut 11 puncte. Da, mă, dar ce a crescut Ricard Raport. Ricard Raport al nostru? Da, pe 10 am văzut. 10? Da. Ia și dac? Dar a scăzut, are 3 minus. Dacă nici nu mai știu dacă mai... Ba da, este, uite. 36. Pe 36. Are 2700 în cap, vezi? Uite, vezi unde e coroana? La Ding Liren, care este pe locul 3, care e la 2780. Și observ aici, Ding Liren, practic n-a mai jucat nimic de când... Un singur concurs, mi-aduc aminte că am mai jucat. Dar în rest, a intrat în silențiu stampa, cum s-ar spune. Dar Magnus Carlsen încă o dată a pierdut 11 puncte, fratele meu. Da, în 15 partide. Are 2827. Caruana, uite, a câștigat 8 puncte. Știi, Caruana a devenit
campionul Statelor Unite. Tot așa a fost acum recent. Bun, hai să revenim înapoi. Să ne uităm la această partidă jucată în 1965, turneul candidaților, care atunci se desfășura pe alte reguli. Turneul candidaților era eliminatorii, sferturi, semifinale, finale a candidaților, și cel care câștiga finala candidaților juca cu campionul mondial antitră pentru titlul mondial. Deci, turneul ăsta al candidaților, meciul acesta între Michael Tal și Ben Larson, se desfășura la Bled, la Bled, în 1965, aveam deci eu aproape 2 ani. Bled este un oraș din fosta Iugoslavie, care nu mai e Iugoslavie, știi, nu? Unde? S-a spart mai multe țărișoare. Serbia, Croația, Montenegru, toate astea, da? Bosnia, Herțegovina și toate astea s-au spart în urma războiului din anii 90, începutul anilor 90. Dar atunci era Iugoslavia, un stat socialist, mă rog. Și acum la sârbi este foarte puternic, și atunci și acum, și acum este puternic. Deci, meciul acesta era în semifinalele turneului candidaților. Deci, cine câștiga meciul acesta intra în finala turneului candidaților și ar fi jucat cu Boris Spassky. Apropo, cine a fost, cine era campion mondial în 1965? Ca mică curiozitate. Era un șahist care era denumit Tigrul din Blană de Iepure. Tigran Petrosian. Tigran Petrosian? Da, Tigran Petrosian, Tigran Vartanovici Petrosian, era un... Când te uitai la el și jucai cu el, un om foarte liniștit, ziceai că îți propunea remiză destul de repede, mulți se lăsau înșelați de aparențe, încercau să lupte, să joace la câștig cu el și îi bătea Petrosian. Dar asta nu e vorba despre Petrosian, deci poziția asta este rezultată încă o dată între Michael Tal la alb și Bent Larsen, semifinale candidați, Michael Tal fiind la alb. Poziția asta este rezultată dintr-o siciliană, da? Siciliană deschisă, cu E4, C5, cal pe 3, D6, D4, CD4, cal de 4, da? Bun, și aici Michael Tal, fiind cu albul, își dezvoltă ultima piesă, nebun de 2, și Ben Larson îi atacă acest cal, B4. Da. Da? Bun. Acum, calculatorul zice, fără echivoc, că n-ai decât să joci cale 2. Și poziția asta este complet egală. Adică de luptă, mare luptă, dar cu șanse de ambele părți. Însă, Tal, cum e și în turneul candidaților, deci într-o partidă foarte, foarte importantă pentru cariera lui șahistă, nu mai era campion mondial. Michael Tal a fost între 60 și 61. Dar vroia să redevină din nou campion mondial. Pentru asta însă trebuia să se califice în finala turneului candidaților, să-l bată pe Boris Spassky, să joace cu Tigran Petrosian. În sferturile de finală trecuse de Lyubomir Portiș. Și joacă aici Tal cal de 5. Să știi că acest cal de 5 este o mutare foarte comună în multe poziții din Sicilia. Adică, deși negru ți-a jucat ție 6, de multe ori albul îi trec astfel de bombe prin cap, prin care să-ți dea calul. Pentru că te salvează, da? Dar să obțin dintr-o dată un atac deosebit datorită faptului că se deschide această diagonală. Și după E de 5, albul are o piesă minus, dar are, ca să spun așa, un joc foarte lejer și foarte... A
Hai să zicem aici că a jucat nebun B7. Ce a jucat cu alb? Deci, vreau să înțelegi, tal aici, pur și simplu, acel sacrificiu de cal de figură pe câmpul de 5 a fost făcut strict intuitiv, fără nicio un calcul exact. El și-a dat seama că obține atac foarte puternic la regele advers și a zis nu se poate să-l umiliază, pentru că eu am o forță de calcul mult mai tare decât cel din fața mea, fiind și fost campion mondial. Deci nu poți să joci nebun pe 7, Zian, pentru că am damă E4. Da. Asta e atac dublu de damă. Mat atât la H7, dar vreau să-ți iau și nebunul din E7. Deci, practic, și ăsta ar fi atac la liber. Îmi iau figură înapoi și te fac praf. Îți intru și cu dama pe linia 7 cu tempo, pentru că ai avea... Deci, încă o dată, damă E4, să zicem G6, damă E7, mi-a luat figura înapoi, ai acest cal atacat, dar un cal care nu poate pleca, pentru că dacă pleci cu el, eventual joc damă pe 6, te-a luat gaia complet. Da? Deci, încă o dată, nebun B7 ar fi o greșeală grosolană și atunci tu trebuie să iei în considerare amenințarea asta, damă E4. Și Ben Larsen încearcă să rezolvă problema de genul lui Alexandru Macedon. Știi ce a făcut Alexandru Macedon? Asta e pe istorie. Deci când s-a dus să cucerească Imperiul Persan, care Imperiul era de 20 de ori mai mare decât Macedonia lui, țara de unde provenea Alexandru Macedon, când a intrat în Imperiul Persan, era acolo un fel de basolerie din ăsta pe care era înfășurată o frânghie foarte groasă și cu un nod nemaipomenit. Și îi spuseseră ăștia, cum îi spune, vrăjitorii lui, adică magii lui, că Imperiul Persan va fi cucerit de către persoana care va dezlega acel nod. Știi ce a făcut Alexandru Macedon? A scos sabia și a tăiat nodul. A zis, adică de genul am rezolvat-o. Și așa e, a câștigat bătălia de la Isus, parcă, da, și-a cucerit Imperiul Persan. Exact asta face și ăsta, Ben Larsen, aici, și joacă pe 5. Și închide totul. Îți interzic damă E7, ți-am închis diagonala. Nu poți să bați în pasant? Dacă bați în pasant, ce bine mă simt. Da. Da. H3? Damă H3, nu? Da. Cu amenințare dam acord, nu? Da. Și crezi că mă dai mat, nu? Da. Bine, hai să joc H6. Deși mă gândeam să-ți iau și nebunul ăsta, dar hai. Damă F4. Damă F5. F5, da. Damă F5, da. Când îți bat? Nebună. Da, dai șac, rege aici, nebun de 3 șac, dar nu e bine, stai așa. Înseamnă că trebuie să bat cu calul. Stai așa. Revenim. Cal ia pe F6. Hai. Damă H3. Damă... Și să nu uiți totuși.
să nu uiți totuși că ai o figură mică. Nu, efectiv, nu, Tal îi joacă aici. Evident, calculatorul consideră asta o greșeală și pe bună dreptate. Vreau să rețin un lucru. Tot timpul când este vorba să-ți înaintezi pionul de pe coloana F, în momentul când ai făcut rocadă mică, înaintarea pionului de pe coloana F la negru slăbește diagonala asta A2-G8, iar la alb slăbește diagonala G1-A7. Trebuie să o faci cu mare, mare grijă și trebuie susținut această înaintare de un calcul nemaipomenit. Normal trebuia să joci G6 aici. Jucând F5, ți-ai slăbit nemaipomenit de mult regele tău. Deci, Tali joacă turnul din D1 la E1. Turn pe coloană deschisă. Care îți atacă nebunul de la E7. Turn F7. Și acum asta joacă H4. Deci nu e vorba de mat în 2-3 mutări sau 5 mutări. E vorba de faptul că am o poziție de atac, acel pion vine, se prăvălește pe tine. Ai o piesă ușoară în plus, dar încă doarme pe poziția asta. Și ăsta la fel doarme. Și asta e foarte departe de regele propriu. Nebun pe 7. Ce-ai jucat cu Tali? Vreau să rețin un lucru. Dar ți-l spun după asta, ca să nu te influențezi. Deci nebun B7. Ce juca cu albul aici? Turnul ăsta fiind supraîncărcat. Nebun F5? Corect, nebun F5. Și acum te poți întreba, dar de ce n-a făcut asta cu mutare înainte? Pentru că era nebunul pe diagonala asta. Deci fii atent aici. Aici poți să joci și aici și nebun F5 și după tu F5 turne 7, însă ia uite ce mutare ar fi avut cum îi spune Ben Larson. Cale 5 și aici e mult mai... Deci pur și simplu eu cu albul am așteptat ca acest nebun să plece de pe diagonala asta. Deci, încă o dată, H4, nebun pe 7 și acum nebun pe 5. Dai că nu s-a terminat. Turnea pe F5, turnea pe E7, din nou cale 5. Nu? Da. Pentru că ai pionul legat. Dama E4. Dama F8. Deci contre și recontre pentru ambii jucători. F4 ia pe E5. În basturnul zbat turnul. Turn F4. Dama E3. Nu trebuie să pierd contactul cu turnul ăsta că mi-l ia pe ăsta. Turn F3. Dama E2. Ah, firara o naiba să fie. Hai să ți-l iau. Dama E7. Dama F3. D ia pe E5. Din nou ce juca cu albul. Cu o piesă care încă doarme. După cum observ, în acest moment, Tal și-a luat piesa înapoi care o sacrificase la D5. Observi? Da. Îi joacă turnul 1. Da, cu tempo. Da, corect. Turn D8. De genul ți-l atac și o pas. Turnea pe E5. Dama D6. Dama F4. Cu ce amenințare? Cu turnul E8. Corect. Turn F8. Dama E4. B3. Numai și numai ca să-și asigure câmpul B4 pentru damă. Dar fii atent totuși, ăsta este un așa zis atac fantomă. Deci negru este disperat aici. În primul rând, din poziția lui așa, ajunge cu 3 pioni minus și nu poți să te folosești de câmpul B4.
Deci a b3, tur pe 1, rege de 2, damă b4, șah, că de asta așa, dar după ce treci forțat să te duci înapoi. Și ajungem în punctul foarte interesant al acestei poziții și al acestei partide în care albul, hai să-ți fac eu socoteala, are 3 piuni în plus. Trebuie să mă crezi că sunt câștigat în foarte, foarte multe moduri aici. Deci, deși nebunii sunt de culori diferite, eu am totuși 3 piuni în plus. Pot să joc, de exemplu, turne 8 șah, nu? Să schimb turnul. Da. Turne 8, turn pe 8, turn pe 8, damă pe 8, mă rog. Dar aici intră în... intră, ca să spun așa, în acțiune caracterul jucătorului. Zian, deci mutarea care o face ca ăsta, Mihail Tal aici, într-o partidă reală, ar însemna că ai juca cu un trișor. Adică care se folosește eventual de un calculator. Dar aici suntem în 1960, nu există niciun calculator. Deci n-ai cum să-l acuz pe Tal că ar fi trișat, pentru că n-avea cine să-i spună mutarea asta. Calculatorul o vede imediat. Dar, deci fii atât aici, mutare face albul aici. Nebun, ce cinci. Îi da cel nebun degeaba. Și fii atât ce frumos se termină această partidă. Trebuie să-l bați. Că dacă nu bați, se duce ca vântul și ca gândul. Turne 8. N-ai decât tur pe 8. Damă e 6, șah. N-ai decât rege H8. Și joci cu alba și nu ucedează. Damă pe 7. Oare. Damă pe 7. Și Ben Larsen a cedat partida. De fapt, meciul a fost câștigat de Mihail Tal, într-adevăr, care a ajuns în finala turneul candidaților și a jucat cu Boris Paschi. Da, la bătaie de la Boris Paschi în finala. Deci, meciul pentru titlul mondial din 1966 s-a jucat între Tigran Petrosian și Boris Paschi. Tal n-a mai ajuns în finală. Iar Tigran Petrosian și-a păstrat pentru 3 ani titlul de campion mondial, împingându-l pe Boris Paschi. Și Boris Paschi a trebuit să revină înapoi, să ia tot ciclul ăsta de la capăt. Deci ca să joci cu acel campion mondial, ca așa cum e foarte greu, dar atunci parcă era și mai greu. Deci trebuia să te califici în primii 8 din turneul candidaților și primii 8 începeau sferturi de finală, semifinală, finală, candidat și de pe urmă dădeai nas cu campionul. Boris Paschi a luat bătaie în 1966 de la Tigran Petrosian, dar strângând din dinți a recâștigat titlul, a recâștigat meciurile candidaților și în 69 a jucat din nou cu Tigran Petrosian pentru titlul mondial. Ce a făcut Boris Paschi în 69? L-a bătut. Deci pentru 3 ani de zile campion mondial a devenit Boris Paschi. Și Boris Paschi a fost protagonistul, ca să spun așa, meciului secolului trecut. Știi care a fost meciul secolului trecut? Nu știu. Din 1972 cu Bobby Fischer. L-a bătut Fischer. Bun. Următoarea poziție este o partidă, dar vreau eventual să-ți arăt pe urmă, vreau să mai facem altceva. Asta e o partidă jucată cu câte zile? 10 zile. În campionatul Statelor Unite. Cred că într-un fel e cea mai tare partidă de pe anul ăsta. Sunt niște combinații aici de te dau peste cap, dar îmi trebuie cam o oră să-ți o arăt. O partidă. Așa că hai să sărim puțin peste ea.
stat și peste asta lucrat la Ananda cu Fabiano Caruana. Hai să ajungem la Ananda. Ți-am pregătit niște poziții de sacrificii de calitate. Și aici cine e la mutare, în acest final, deci negru e la mutare, partida asta este jucată între Anand și Halifman, alt mare maestru, Alexandru Halifman, mare maestru de top, ca să spun așa. Când te uiți la finalul ăsta, observăm cu ușurință că albul are un pion în plus, nu? Da. Negru mai are și doi pion dubli pe coloana B, dar nebunii sunt de culori diferite. Asta înseamnă că șansele de remiză ale negrului nu sunt de aici de acolo, sunt de luat în seamă. Dar Anand mai are, ca să spun așa, un atu. Linia 8-a la regele negru este foarte slăbită. Mai precis ce vreau să spun, regele în turnul ăsta trebuie neapărat să păzească linia 8-a, că altfel dacă îl lași pe turnul ăsta să ajungă pe linia a 8-a, îți dă mat, datorită nebunului de aici. Și fii atent ce joacă ăsta, Halifman. Turn de 8. Asta e o lecție foarte importantă, pentru că deși negru ia bătaie aici, Anand îl bate, ne arată nouă câte posibilități ai chiar în poziții slabe, foarte slabe. Dar dacă știi să te agăți, la un moment dat ai șansele tale. Turneu 1, fiecare și-a luat o coloană deschisă. Rege G8, încercând să iasă de acolo. Și amenințând încă o dată, turn de 2, cum arată, nu? Rege B1, rege F8. Rege F8 ăsta mi se pare cam ciudat. Eu cred că aș fi jucat totuși turn de 2 aici. Deși... Păi nu primești mat. Nu, că ai nebun F8. A. Dar nu că e cu cântec aici. Nu poți. Deci G4... Nebun F7. Și să dai nebunii, nu? Ei pe ăla scap, dar scap de nebunii de culori diferit. Dar asta după ce joci G4, turn H2 și turn B8, mie mi se pare totuși că stau mult mai bine cu albul. De aceea e ceva, a fost ceva ciudat, într-adevăr. Deci rege, încă o dată suntem aici. Rege G8, rege B1, rege F8. Din punctul meu de vedere, asta e o greșeală. De ce? Pentru că în acest moment tu chiar nu mai poți să pleci cu turnul. Nu? Atunci, acum îți dau mat, că nu mai e ce să bagi în față, da? Dar Halifman zicea că stau pe loc. Rege C2, turn C8, rege B3. Deci, Anand vine încet, încet ca un șarpe cobra. Să vină să-și facă regele activ. Turna 8, să nu mai ai tu A4 la dispoziție. Turn E2, nebun D6, pion E3, nebun C5, pion H4. Acum vrea să joace H5. Stai să vezi fiare. Nebun D6, pion H5, ia pionul. Poți să-l iei? Poți să-l iei, de bine? Nu, că pică ăsta. Uite, rege B4. Ăsta nu poți să le iei că ești mat. Și aici, după nebune 5, să zicem, B3, ești pierdut efectiv aici, da? Deci mi-am luat pionul înapoi și totul depinde de poziția celor doi regi. Deci vin rege B5 și rege B6, sau poți să joci și A4 și pe urmă rege B5, deși tu n-ai cum să te legi de ăsta, da? Pentru că am turnul aici. De aceea Halifman aici, după H4, nebun de 6, H5, îl zice, nu, aștept. Nebun C5, turn E6, interzice nebun de 6. Rege G8, nebun E4, ți-l atac pe puf.
Turn B8, aproape forțat. Turn A7 nu merge, da? Pentru că îți dau șah. Și bye bye. Aici nu poți să vii, că ești mat așa. Mate. Deci turn B8, rege A4. Deci l-am forțat pe negru să părăsească coloana A și atunci pot să vin cu regele în față. Rege F7, nebun D5, rege F8, amenințam șac prin descoperire. Rege B5. B6. De ce câteodată negru încearcă să-și facă aici o cazemată? Hai să te văd cum mă bați. Foarte, foarte instructiv și ăsta rand dă de dovadă de mare calm aici. Turn C6, turn E8, turn ea pe B6. Sacrificiu de calitate. Nebun ea pe B6, rege ea pe B6. Pe ce idee? Ia uite-l. Turn E2, C5. Rege E7, nebun B3, să nu mai ai turn C2. Rege D7, nebun C4. Turn E5, F4. Ia-l pe ăsta și pleacă de aici. Turn E7, C6. Rege C8, F5. Ca să joc nebun E6. Rege B8, nebun E6. Turn A7 și fii atent ce mutare face ăsta aici. După A3 bate, bate, nu poți să bați că îți împing imediat, da? Îți împing C7, da? Da. Cu scoatere. Turn C7, A4, turn A7 și acum vine mutarea nemaipomenită. A, nu, nu aici. A5, stai așa. Turn C7, A6 și acum vine, acum. Deci trebuie să fie ajuns pionul la A6. Fii atent ce mutare face ăsta. Nebun C8. Anand. Rege C8. Rege A7. Deci cu o dată, dacă muți, să zicem, oriunde turnul ăsta, îl joc nebun B7 și scot, da? Deci, rege C8, rege A7, rege C7, G3, G4. Rege C8, rege B6 și ăsta cedează aici. Un final de luptă, cum s-ar spune. Asta este jucată între Levon Aronian la alb și Anand la negru. Cred că de la Anand, dacă stau să mă gândesc mai bine acum, a preluat și Magnus Carlsen chestia asta cu pion liber. Pentru că, din nou, Anand aici face un sacrificiu de calitate numai să obțină pion liber. Deci fii atent aici. Nebun de 7. Mutare normală, zice, aia mare rău. Trebuie să am calul. Nebun A3. Mă dezvolt și îți atac turnul din foc. Normal, zici, trebuie să mut turnul. Nu, nebunea pe A4. Turn C1. Și din nou zici, păi, mut turnul. Nu, ia fii atent. Deci, efect, hai să ne punem în pielea negrului. Ce ai mutat cu negru aici, Zia? Cu negru? Negru la mutare. Are un pion în plus. Într-adevăr, albul are perchea de nebun. Într-adevăr, albul mi-a atacat și pionul meu liber din C4. Am și turnul din F8 atacat, dar nu pot să joc turnul din F8 la C8 când bate la B7. Nu? Deci, cum naiba, în niciun caz nu pot să beneficiez de pionul meu liber. Da, n-am zice... Decât să-mi iei pionul eventual ăsta de la C4, care e mina mea de aur, mai bine iau calitatea.
Dar nu numai, am care calitate vrei tu, ia fete, beciți. La alegere. Ia-l ori pe ăla din a 8, ori pe ăla din pe 8, eu vreau să-mi păstrez pionul liber pe tablă. Nebunea pe a 8, turnea pe a 8, F3. Ca să vin repede cu regele și în plus să-mi pun și pionii pe culoarea nebunului pe care l-am dat. A5. Nebun de 6. Turn C8. Nebun E5. Cal de 7. Nebun B2. F6. Din nou, observăm aici la ăsta, la Anand, cum nu se grăbește deloc. Încearcă să-i taie tot contrajocul albulei. Turn B1, rege F7. Nebun, C3, îți atacă pionul din A5. Hai, împinge-l. Nu. Turn B2, E5. Nebun E1, rege E6. Vezi, nu degeaba zice, când ai timp, a dus regele în final la luptă, da? Da. Nebun F2, turn C8 la lu, ca să-l împing acum pe ăsta. Nebun E1, turn A8. Nebun F2, cal B8. Asta, deci Anand îl încearcă prima dată, da? Dar pe urmă, deci, încă o dată, ca să înțelegi un lucru, la prima vedere, la acest nebun E1, te întrebă, dar de ce nu împinge? Pe cum să împinge? Pentru că după nebunea pe B4, aia pe B4, turnea pe B4, nu numai că ți-am luat pioni, dar o să-ți bat și la C4, pentru că în acest moment ai nebun și pion și îți dispar pionii tăi liber. Nu vreau să-ți dau pionul meu liber. Deci, turn C8, nebun E1, turn A8, nebun F2 la loc, hai să faci remiză și uite ce frumos se gândește așa, calul ăsta trebuie să ajungă aici. Sau aici. Cal B8. Turn D2, cal C6. Nebun C5, turn D8. Hai să schimbăm. Turnea pe D8, calea pe D8, rege F2, cal B7. Nebun aici, G6, nu-ți dau nimic. E4. Cal D8, rege D4. Deci, observi, în momentul când tu cu albul ai jucat E4, acest câmp devine un câmp avampost pentru mine, cal negru. Trebuie să mă îndrept spre el? Da. Cal D8. Rege E3, cal C6. Nebun C5, îți interzici. Atunci bine, o iau pe partea altă. Cal B4, cu amenințare cal D3. Bate, bate. Care este materialul aici? Deci, practic, Anand are un nebun și doi pioni pe tur și pe tur. Complet egal. Dar masa asta de pioni negri îi asigură avantaj decisiv negrului. Turn B1, B3. Bate, bat. Turn A1, ce face alb având turn pe tablă? Caută cu disperare coloane deschise. Ia să nu mai e tu nicio coloană deschisă. H4, rege D6. G4, H6. F4, hai să ți-l bat. Rege C5, hai să ți-l bat. Hai să ți-l bat și pe ăsta. Rege D4, C3. E5, nebun B3. Ca să-l opresc pe buf. Turn A7, C2. Turn C7, nebun C4. Și cedează săracul Aronian. Observ câtă luptă este la acești mari maestri, mai ales în final, că aici este că nu mai mi-aduc aminte ce mutare era. Astea sunt adevăratele partide, Zian. Nu ce facem noi. Deci, începând cu poziția asta, care aici e
prima mutare, dar în niciun caz aici, până aici se făcuseră cel puțin 20 de mutări, nu? Da. Și de aici, de la prima mutare până la sfârșitul partidei, sunt 39 de mutări. Deci este foarte clar pentru noi că partida asta a durat peste 50 de mutări, dacă nu chiar 60, peste 60, da? Astea sunt adevăratele lupte care fac diferența la o, adică așa. Ai, înainte de a ieși în pauză, hai să-ți arăt asta din finalul ăsta, care e foarte, foarte interesant. Între Anand și Kasparov. E meci pentru titlul mondial. 1995. Deci Anand a mai luptat înainte de a deveni campion mondial, pentru că Anand a devenit mult mai târziu campion mondial. În 2007. Deci cu 12 ani el a avut primul meci pentru titlul mondial cu Garry Kasparov. Și după vreo 6 remize sau 7, asta era partida 8-a. Deci 7 remize și Anand aici cu Albu, fii atent ce joacă aici Anand. Îi joacă turn de 5. Deci pur și simplu îi pune turnul în bătaia calului din F6. Și stă, se gândește Kasparov aici și bate turn. Dar din nou pe aceeași idee, să fac pion liber. Normal, calculatorul zice că dacă joc H5 aici, este ok pentru Garry Kasparov, adică pentru meu. Bătutul acestui turn este o greșeală. Urmează ED5, deci Kasparov zice, păi ce am armată mai mare. Dar în G6, C5. Eu uite cum încep pionii aia se reverse, să se reverse, dar Kasparov consideră că are contrașanse E4. Și cel puțin la prima vedere are. Nebun E2, turn E5. Te atac la D5, cu tempo, adică. Damă D7, turn G5. Atac la G2. Pe asta se bazase Kasparov când a luat până la urmă acel turn din D5. Turn G1 și zici, băi, dar fii atent, ăsta s-a făcut arici aici și amenință să împingă. E3, D6, turn G3. Dama ia pe B6. Dama e 6. De ce nu poți bat turnul, nu? Cam mare, nu? Turnia pe H3. Deci, evident, dama 8, tur H3, GH3, dama H3, mat. Rege H2, tot turnia pe H3. Dar asta aici nu prea mai merge. După GH3, nebunea pe D6, șah. Ce ia pe D6? Dama ia pe D6. Rege H1. Și Kasparov aici cedează. Pentru că ce are? 2 nevoi în minus. Hai să luăm o pauză. Okay.